1 ianuarie 2014 a adus majorări și la tarifele serviciilor practicate de Poșta Română. O importantă creștere de prețuri s-a aplicat în cazul închirierii căsuțelor poștale nenominale. Prețul a cunoscut o creștere de peste 50%, tariful chiriei fiind în prezent de 30 de lei lunar, de la 13,35 cât era în 2013. Majoritatea tarifelor rămân însă neschimbate. Corespondența neprioritară și prioritară la toate treptele de greutate, coletele de până la 10 kg, își păstrează tarifele aplicate începând cu 15.06.2009. Scrisoarea simplă neprioritară de la 10 la 20 de grame rămâne în continuare tot la 1 leu. Scrisoarea prioritară internă se tarifează în continuare tot cu 1,60 lei. Scrisoarea comandată neprioritară de la 0 la 20 de grame costă tot 2,40 lei. Se modifică indicația post restant. Din afara sferei serviciului universal au intervenit modificări la corespondența cu confirmare de primire, neprioritară și prioritară și alte tipuri de servicii din această categorie. Sub acest aspect putem spune că majorarea tarifelor s-a efectuat parțial și numai la unele din serviciile care nu intră în sfera serviciului universal, respectiv la unele servicii asemănătoare celor efectuate de firmele concurențiale poștei pe piața poștală. După cum s-a menționat anterior, clienții cu contract pot beneficia, în condițiile arătate mai sus, de tarifele vechi, fără aplicarea majorărilor survenite cu 1 ianuarie 2014. De la 1 ianuarie se plătește mai mult și pentru un colet poștal neuniversal, care cântărește peste 10 kg. Singurele tarife care au rămas nemodificate sunt cele ale serviciilor externe.